Astăzi începe maratonul de vaccinare în spitalele militare din mai multe orașe din țară, acolo unde oamenii pot veni să se imunizeze fără programare. Mai mult tot astăzi începe și vaccinarea în cabinetele medicilor de familie. Doar puțin peste 3.000 de cabinete, dintr-un total de aproape 11.000 din întreaga țară, s-au înscris însă în acest program. Colega mea, Andreea Cercel, a urmărit subiectul. Andreea, în ce orașe putem găsi astfel de centre de vaccinare? Bun găsit, Livia. Într-adevăr, astăzi a început maratonul de vaccinare în centre ale Ministerului Apărării Naționale din mai multe orașe din țară, precum București, Brașov, Cluj, Constanța, Craiova, Iași și Timișoara. Așadar, oamenii pot veni în centrele special amenajate din aceste orașe pentru a se vaccina fără a fi nevoie de o programare prealabilă. De asemenea, ele vor funcționa 24 din 24 de ore până pe 11 mai. Practic, centrele vor fi deschise non-stop, iar oamenii pot veni la orice oră pentru a primi vaccinul. Mai mult, până acum au fost deschise 56 de astfel de centre, iar peste 1000 de angajați vor lucra zilnic pentru a se asigura că oamenii vor primi așa cum trebuie vaccinul. Totodată, astăzi începe și vaccinarea în cele 3035 de cabinete de medicină de familie care s-au înscris în acest program din cele 11.000 existente. Serul folosit aici va fi Johnson & Johnson, unde se administrează o singură doză. Până acum, țara noastră a atins cifra de 2 milioane de persoane vaccinate cu ambele doze, iar până pe 1 iunie, autoritățile și-au propus să atingă 5 milioane de vaccinați.